În primul rând, Vlad Mixici, până la acest moment, ce cunoaștem noi despre acest virus? Uite că au trecut câteva luni de când am aflat despre el. Atunci era în China, acum a ajuns în Europa. Deci, ce știm, cât se poate de sigur despre această molimă? Cum se transmite, ce simptome produce și pe baza numărului destul de mare de persoane care au contractat această infecție, putem spune cu destulă siguranță și care este distribuția pe vârste, deci pe categorii de vârste. Așa, și care sunt cele trei componente pe care le se transmite prin picături care sunt expulzate de tuse, strănut sau vorbire. Se transmite prin atingerea unor suprafețe pe care anterior cineva care a strănutat sau a tușit în mână și a pus mâna pe suprafața respectivă, virusul rezistă acolo. Și așa se poate transmite, nu se transmite prin aer, deci sunteți în siguranță să vă lăsați copilul să se joace în curte, dacă aveți o curte și dacă distanța dintre copil și oricine, orice altă persoană din afara familiei de cel puțin 3-4 metri. Deci virusul nu zboară și nici nu sare peste gard din curtea vecinului și asta e important de știut. Simptomele sunt deja cunoscute. Febră înseamnă peste 38, chiar ceva mai mult. Tusea de obicei este seacă de cele mai multe ori. Au fost raportate și cazuri care nu sunt cu tuse seacă, dar de cele mai multe ori e tuse seacă și o dificultate la respirație care semnifică de obicei trecerea înspre niște situații mai severe, adică o formă mai gravă a bolii care implică inclusiv contactarea serviciului de urgență. E preferabil în situații de genul ăsta ca pacientul să ajungă la spital. Mai există o întreagă altă serie de simptome care au fost raportate la un număr de pacienți, dar nu foarte mulți. Deci asta înseamnă că mulți dintre cei care vor face această infecție nu le vor avea. Mă refer la simptome digestive, la dureri musculare, ba chiar în ultimul timp s-a raportat la cazurile ușoare, dispariția temporară a mirosului sau a gustului. În privința vârstei, grupelor de vârstă, aici lucrurile sunt cumva foarte fertile pentru o zonă în care ne putem păcăli, pentru că în media evident se raportează cazurile deosebite și fiecare dintre noi, așa funcționează creierul nostru, ține minte cazurile deosebite, nu cazurile obișnuite. Chiar a fost zilele trecute, a circulat o știre din media franceză cu o adolescentă care a murit din cauza unei infecții cu coronavirus. Dar acestea sunt cumva cazurile aflate, excepțiile de fapt. Dacă ne uităm la toate numerele și sunt numere mari, deja sunt multe studii publicate, destul de multe studii publicate pe acest subiect, putem spune cu o certitudine destul de mare că boala afectează în special persoanele peste 50 de ani. Este mai gravă la persoanele peste 65 de ani. Asta nu înseamnă că oamenii sub 50 de ani sau tinerii nu sunt afectați. Asta nu înseamnă că o proporție dintre cei sub 40 de ani nu pot face o boală gravă, o formă gravă a bolii, dar mai puțin decât cei peste 65. O informație care oarecum nouă, nu s-a înțeles și nu se înțelege încă foarte exact de ce copiii sunt atât de puțin afectați. Existau două ipoteze, una că copiii nu sunt transmițători atât de eficienți ai bolii, cealaltă că coronavirusul nu produce simptome serioase la copii. Se pare că a doua ipoteză este validată. Copiii transmit boala la fel de mult ca oricare altcineva dintre noi, dar marea lor majoritate fac forme ușoare sau unii dintre ei chiar forme asimptomatice. Pe total, așa ca să concluzionez, că asta e de interes, toată lumea
e interesată de legătura aceasta dintre gravitatea bolii și vârstă. Există o proporție mică, între 3 și 7% dintre numărul total al celor confirmați cu coronavirus, care trec prin această boală fără niciun fel de simptome. Deci cazurile acestea sunt cu adevărat puține. Dar în general boala este mai serioasă la persoanele peste 65 de ani. Încă ceva, comorbiditățile despre care s-a tot vorbit, ca în orice boală, nu doar în coronavirus, în orice infecție, dacă ai deja altă patologie, hipertensiune, diabet, boli cardiovasculare, evident că îți va fi mai greu să treci peste boală și orice boală respiratorie, începând de la astmul care este mai larg răspândit, evident că vei trece mai greu printr-o infecție cu coronavirus decât cineva care nu are astm. Dacă ai făcut coronavirus, te-ai imunizat cumva? Pentru că și asta e o întrebare care se pune și la care deocamdată nu am văzut un răspuns cert. Nu există un răspuns cert pentru că încă a trecut prea puțin timp de când a apărut acest virus. Noi avem impresia că a trecut foarte mult, dar dacă numărăm lunile, vorbim de mai puțin de 3 luni și doar 2 luni de când el a apărut în Europa, ceea ce în lumea studiilor științifice e foarte, foarte puțin. Nu ai timp fizic ca să urmărești lucrurile până unde se poți trage o concluzie relevantă statistic sau științific, dar din toate opiniile imunologilor, printre cei mai buni imunologi din Europa și din Statele Unite, se câștigă imunitate după ce se trece prin boală. În curând vor apărea, sunt sigur, și date științifice certe. Există o anumită categorie de persoane, cele care au boli ce implică o degradare a sistemului imunitar, care pot să facă reinfecție. Însă ce vedeți, că au circulat știri din diverse zone, că nu știu ce, cineva în Japonia s-a reinfectat și așa mai departe. De obicei acestea sunt cazuri care sunt retestate, titlul de viremia practic rămâne o perioadă chiar după ce persoana s-a vindecat clinic și nu mai prezintă simptome clinice. Deci e vorba mai degrabă de o problemă metodologică a determinării prezenței virusului, mai puțin de o revenire. Dar în acest moment putem spune că mai degrabă nu avem o problemă și după ce vom trece prin această boală vom dezvolta imunitate. Și atunci teoria care a fost discutată în Marea Britanie și chiar în Olanda despre imunitatea în masă nu a fost chiar o prostie? Nu a fost o prostie problema din punct de vedere teoretic. Problema din punct de vedere practic este că specificul acestui virus e că el e foarte, foarte contagios. E descris ca un tsunami care vine peste sistemul medical. Ori la numere mari de persoane infectate, ai un număr mare de persoane care dezvoltă complicații și evident dacă vorbim despre persoane cu risc, cum sunt vârstnicii sau persoane cu comorbidități, vei avea și un număr mare într-o perioadă foarte scurtă de timp de decese. Deci, ori, englezii asta, și olandezii au greșit. Englezii deja au ieșit din această logică, au renunțat la această strategie. Olandezii la fel au renunțat la această strategie. Există însă încă o țară în Europa, Suedia, care practică un sistem foarte lax de distanțare socială, adică nu sunt impuse reguli severe, cum se întâmplă la noi. Principiul tot acesta fiind, însă nu uitați că sistemul suedez este unul dintre cele mai performante din lume, populația lor nu este una mare, persoanele vârstnice din țările scandinave sunt cele mai sănătoase din lume,
iar Institutul de Sănătate Publică de la Stockholm este cel mai bun din Europa, printre cele mai bune din Europa, Karolinska. Ori sunt convins că ei au făcut niște modele epidemiologice care le permit, plus că au și o anumită rigoare în a respecta distanțarea socială prin însăși cultura lor în care trăiesc. Oamenii acolo nu se pupă de trei ori pe obraz ca noi și nici nu se îmbrățișează 5 minute după ce se întâlnesc cu prietenii pe care i-au văzut ultima oară ieri, cum e în Italia, de pildă. Deci, Îți este cunoscut foarte bine sistemul din Statele Unite, unde au greșit americanii, pentru că acolo, după cum am văzut, statistica ne arată, este prima țară cu cei mai mulți îmbolnăviți, chiar înaintea Chinei. Au greșit că decidentul politic s-a crezut mai deștept decât experții în sănătate publică și au început prea târziu să acționeze. E complicat de povestit ce se întâmplă acolo. Există chiar deci, unul dintre cele mai mari personalități în imunologia mondială lucrează îndeaproape cu președintele Statelor Unite. A acordat foarte recent unu-două interviuri. Persoana nu e o personalitate politică, nu e implicat politic, e un om de știință, dar unul foarte respectat la nivel internațional. Și spune că n-are ce să facă, îi spune președintelui și președintele ascultă sau nu ascultă, până cu câteva săptămâni în urmă nu asculta. Acum înțeleg că a început să asculte pentru că datele sunt cum sunt. Președintele Trump se văd într-o situație de acest gen limitele comunicării prin Twitter. Da? Pentru că el comunică foarte rapid prin Twitter, asta este un specific al lui, doar că atunci când comunici prin rețelele sociale atât de rapid, fără să ai educația medicală necesară în spate, poți să faci gafe uriașe. Și dacă comunici de pe un cont care are, nu știu, 100.000 de urmăritori, na, e o problemă, dar dacă comunici de pe un cont care are 50 de milioane de urmăritori sau mai mult, lucrurile pot sfârși în depildă cum a fost cazul cu încurajarea folosirii unei combinații de două medicamente, despre care Trump a dat recent un tweet spunând că ce grozave sunt, foarte bune, efectul fiind că de pildă, în anumite țări și în anumite regiuni au dispărut medicamentele respective din farmacii. Câteva zile mai târziu, chiar de curând, în urmă cu câteva zile, a apărut un studiu foarte bun, adică datele și metodologia e foarte bună, care spun că acea combinație de tratamente nu este nici pe departe atât de bună și că trebuie să mai învățăm despre ea și vedeți. Se întâmplă lucruri de genul ăsta. Chiar a fost o știre că o persoană a luat prea mult din acel medicament și a decedat, practic. Deci foarte atunci când comunici în situații de acest gen pe probleme de sănătate publică și când comunici de la o tribună oficială unde ai o acoperire foarte mare, te aud milioane de oameni, e foarte important să o faci corect și cu responsabilitate și ascultând de experții din jurul tău. Să știți că nimeni nu poate să învețe epidemiologie sau nu știu, modelare matematică în pandemii în decurs de 2-3 săptămâni. E imposibil. Nici cel mai deștept dintre noi nu poate asta. Bun. Întrebarea care este pe buzele tuturor, când se termină toată această pandemie și cum ar putea să se termine? Care sunt scenariile? Dacă poți să ne spui unul pozitiv și unul pesimist. Când se termină, pot să vă spun ce se întâmplă prin alte țări, inclusiv în România, cel puțin în Italia, care a intrat, nordul Italiei a intrat încă de la începutul lui martie, deci mai devreme decât noi un soi de autoizolare forțată a întregii populații.
Ei au anunțat de curând că aceste reguli stricte de distanțare socială vor fi prelungite până la începutul lui aprilie. Epidemiologii din nordul Italiei spun că va fi nevoie chiar mai mult până după jumătatea lui aprilie. Ei estimează un vârf undeva între 6 și 9 aprilie, un vârf epidemic, și vorbim de Italia. Ei, noi în România suntem, conform datelor, undeva cam cu 2 săptămâni în urma lor. Deci este foarte posibil ca aceste reguli de acum să fie prelungite după terminarea stării de urgență, care, dacă nu mă înșel, expiră la jumatea lunii aprilie. Oricum, trebuie să ne obișnuim cu acest stil de distanțare socială până cu siguranță va dura și în luna aprilie. Rămâne și de văzut cum vor evolua lucrurile în România, e foarte greu de spus. În privința scenariilor, răspunsul cât se poate sincer, cel puțin în ceea ce mă privește, știu că nu e popular să spui asta, dar eu o spun, nu știu. Nu știm exact în ce direcție vor evolua lucrurile, s-au făcut mai multe scenarii, dar încă nu există scenarii care să combine cele două elemente importante în orice pandemie, anume elementul sănătății și al măsurilor care sunt necesare pentru a proteja sănătatea oamenilor și a populației, dar și elementul economic, care este al doilea efect advers al acestui virus, pe lângă însăși boala pe care o produce, acest virus mai produce și o boală economică. Nu poți închide complet o țară pentru o perioadă foarte lungă de timp, pentru că va fi foarte greu ca acea țară să-și revină economic. În aceste momente se circulă foarte multe idei în lumea științifică și în lumea politicilor de sănătate, încercând să se găsească o combinație cât se poate de optimă între aceste măsuri de distanțare socială și de restricții de circulație, ele eventual să fie alternate, să fie introduse niște teste prin care să poată fi identificați cei care deja au trecut prin boală și sunt imunizați, ca ei să poată reveni treptat la lucru. Există și un al treilea scenariu de lucru care spune, și există studii pentru asta, că nu lucrurile trebuie împinse cât mai mult, pentru că altfel, mă refer la distanțarea aceasta socială, trebuie împinse cât mai mult pentru că altfel va lovi un al doilea vârf epidemic, lucru care s-a întâmplat în alte epidemii anterioare, deci epidemiologii au îngrijorări justificate, pentru că de obicei aceste reveniri ale epidemiei lovesc mai rău decât prima. Deci sunt cumva aceste trei scenarii de lucru în care fie să se alterneze perioadele de restricție cu perioadele mai laxe, fie să se introducă folosirea acestor teste prin care să fie identificată după o anumită perioadă. Noi în România încă nu suntem în această etapă. Să fie identificați acele persoane care sunt imunizate natural până la urmă și ele să se poată reîntoarce la lucru, fie această împingere pe modelul Chinei. În China de 2 luni sunt într-o izolare extrem de severă, cel puțin în zona Wuhan, în continuare. Și evident există și al patrulea model, să zice modelul suedez, unde regulile sunt relaxate din acest punct de vedere. Oamenii sunt foarte atenți și acolo, deci nu vă imaginați că umblă, adică lucrurile nu sunt normale nici acolo, dar sunt mult mai relaxate decât sunt în restul Europei, dar repet, acolo astfel de măsuri se pretează pentru că au și o cultură care se pretează la astfel de măsuri, dar ei sunt o excepție în acest moment. De pildă Norvegia, care e o țară foarte asemănătoare și ca profil populațional și cultural cu Suedia, nu a mers pe acest model. E foarte important, deci cam astea sunt cele 3 plus 1 scenarii. În momentul ăsta
Știu că lumea și-am primit și eu multe întrebări, domne, dar deja a trecut atâta timp, de ce nu vine știința cu soluții mai repede? Tocmai nu a trecut atâta timp, de aceea și această pandemie e atât de surprinzătoare și de periculoasă, pentru că lucrurile evoluează foarte, foarte rapid. Nu uitați că sunt mai puțin de 2 luni. În urmă cu 2 luni, pe 1 februarie, riscul pentru țările europene pentru această pandemie era considerat atât de Organizația Mondială a Sănătății, cât și de Centrul pentru European pentru Prevenția și Controlul Bolilor, ca scăzut, cu doar 2 luni în urmă. Dar un vaccin, un medicament, nu se anunță cât de repede? Adică, din ce știu eu, Comisia Europeană anunța în luna august-septembrie apariția unui posibil vaccin. Da, există. Aici lucrurile sunt cumva mai luminoase. Dacă vorbim de vaccinuri, există în acest moment deja demarate 2 studii clinice de fază 1 care implică oameni sănătoși. Unul se desfășoară în Statele Unite, derulat de, hai să zicem așa, de americani și celălalt de chinezi, că e mai simplu. Ambele sunt însă în faza 1 a studiilor clinice. Nu intru aici în detalii, dar sunt mai multe, sunt, ca să zic așa, la începutul cursei. Am folosit comparația aceasta cu campionatul mondial de fotbal, că e mai ușor de înțeles. Ele cumva au început să joace în campionatul mondial de fotbal, dar de-abia sunt la primele meciuri din grupe. Vom avea un vaccin atunci când unul dintre acești candidați va termina campionatul mondial și va câștiga titlul, acesta fiind dovezile că vaccinul e bun, sigur și funcționează și în condiții reale, nu doar în laborator. Da? Deci acestea sunt cele trei condiții. E foarte important ca ele să fie respectate, că oamenii întreabă, domnule, dar suntem într-o situație de criză, hai, ce mai tot stăm după birocrație, după reglementări? Nu, asta nu e birocrație. Nu uitați că lumea a trecut în urmă cu doar câteva decenii prin niște probleme de sănătate publică majore, declanșate chiar de punerea prea rapidă în circulația unor medicamente sau unor tratamente care ulterior s-au dovedit ele făceau mai mult rău decât bine. Ori asta e cel mai important atunci când aprobi noi vaccinuri sau noi medicamente, în special pentru o boală nouă, cum este COVID-ul, e foarte important ca ele să nu facă mai mult rău decât bine. Revin la vaccinuri. Pe lângă aceste două vaccinuri mai există un număr consistent, mai exact 27, dacă nu mă înșel, de studii, de echipe de cercetare în toată lumea care au identificat niște soluții pentru dezvoltarea unui vaccin și în acest moment sunt în teste de laborator. În funcție de tipul respectiv al soluției, fie fac teste pe animale, fie fac teste pe celule umane. Dar ca să rămân în comparația cu campionatul mondial, ele în acest moment, aceste 27 de echipe, joacă în preliminarii, în preliminariile campionatului mondial. Și pe lângă asta mai există și un număr de echipe de cercetători care lucrează deocamdată la studiază strict din punct de vedere teoretic, dar există acest val, tocmai de aceea vedeți că vorbim deja de câteva zeci de echipe de cercetare care lucrează la asta. Eu sunt optimist din acest punct de vedere. Cred că în ciuda acestor eforturi de a respecta cele trei reguli, a respecta de fapt principiul să nu facă mai mult rău decât bine, lucrurile vor merge repede pentru că lucrează foarte multă lume, există o situație de urgență la nivel internațional, mondial și cred că până la sfârșitul anului vom avea un vaccin, într-un caz foarte optimist, poate mai devreme, dar până la sfârșitul anului cred că vom avea un vaccin. Și nu un vaccin românesc. Doamne ajută să fie vaccinul despre care s-a vorbit, dacă despre el mă întrebi, în acest moment este în acel
încearcă ca să joace la baraj, ca să, deci e în preliminarii, e în meciurile din preliminarii, ca să folosesc aceeași comparație. Dar nu a intrat încă în grupe. E încă mare de jucat câteva meciuri bune până să ajungă să se califice la campionatul mondial. Dar este acolo și joacă în preliminari împreună cu, cum am spus, celelalte 20 și... Okay. Două întrebări scurte. Unu, înțeleg că în zonele, în țările unde este foarte cald, există cazuri în care oamenii s-au îmbolnăvit de COVID-19, dar totuși, iarăși înțeleg că dacă vine căldura, acestui virus nu o să-i placă, deci s-ar putea să avem o pantă descendentă. Și doi, ce părere ai despre testările care se vor face în București? Legat de căldură, se pare că nu există deocamdată date încurajatoare că acest virus se simte mai rău în zonele unde temperaturile sunt mari, din păcate. Sperăm să vedem altfel de date, dar, repet, din ce avem acum, din datele existente în acest moment, acest virus se simte la fel de bine în orice zonă climatică, se simte mai bine în zonele unde e și cald și umed, dar, în general, nu este foarte sensibil la clima respectivă. Referitor la testări, la subiectul testărilor, aici e complicat de explicat. În acest moment, standardul de aur în testarea, identificarea coronavirusului, rămân aceste teste, hai să le spunem, genetice, noi le zicem teste moleculare. Prin PCR e o metodă prin care se detectează practic ARN-ul viral. Ele au o precizie foarte mare, foarte mare. Ăsta e avantajul lor. Dezavantajul însă este că durează cel puțin 4 ore până obții un rezultat. Ai nevoie de personal specializat ca să le efectueze și de aparatura respectivă. Dacă aparatura și kiturile le poți face rost de ele, să antrenezi într-o perioadă foarte scurtă de timp personalul, e posibil. Dar nu e la îndemână și nu e foarte ușor. Ar fi trebuit să se înceapă acest antrenament de vreo 2-3 săptămâni, dar din păcate nu s-a întâmplat. Mai există aceste celebre teste rapide. La rândule sunt de mai multe feluri, cel puțin din ce a apărut public. În București, aceste teste rapide sunt cele care detectează anticorpii. Aici problema este că testele rapide e puțin mai greu de explicat foarte simplu și pe scurt. Testele rapide, cel puțin cele despre care vorbim și care se pare că vor fi folosite în București, sunt foarte bune să-i detecteze pe cei care nu sunt infectați deloc, dar nu sunt atât de precise ca să-i detecteze pe cei care sunt pozitivi, adică care sunt infectați, mai ales dacă ei sunt în primele 10 zile de la infecție. Da? Aici rata este de 70%. Deci, cel puțin din 10, să spunem că testăm 10 persoane care au prins infecția cu coronavirus în ultimile 10 zile. Da? Din aceste 10 persoane, testul va identifica corect 7. Despre 7 dintre ele îți va spune corect, da, aceste persoane sunt infectate cu coronavirus, dar despre 3 îți va spune nu sunt infectate cu coronavirus. Da? Asta poate să pară o precizie bună unora, da? Dar dacă comparăm cu testele de care vorbeam mai devreme, testele moleculare, acolo din 10, 10 ți detectează. Rata e destul de mare, mai ales dacă repeți de două ori. Evident că în fiecare test contează cum recoltezi, trebuie să faci recoltarea corectă, mai apare și eroarea umană. Problema deci este rezervat în ceea ce privește testarea asta rapidă în București. Da, asta de asta am spus că dacă intru într-o explicație e mai greu de explicat, că e destul de complex. Nu sunt atât rezervat. Aceste teste, ca să încerc să fiu scurt,
Aceste teste rapide sunt foarte utile dacă sunt folosite în anumite faze ale epidemiei, adică când epidemia deja a avansat, când avem deja mai mulți infectați. Ele sunt utile dacă sunt folosite într-un anumit context, de pildă ca și screening pentru pacienții care intră în UPU în spitale, ceea ce îi poate ajuta pe medici să se protejeze și să nu circule, să nu aibă în spital pacienți cu coronavirus pe care nu îi pot identifica, lucru care s-a întâmplat deja de mai multe ori în spitalele din România. Ele sunt mai puțin utile în contextul în care a fost anunțat de Primăria Capitalei dacă ele vor fi folosite acum, și anume această testare aleatorie a unui număr de 10.000 de bucureșteni. În acest context, valoarea acestor teste este una strict științifică, epidemiologică. E practic un studiu mare desfășurat in vivo, prin care ne vom putea da seama, făcând și niște derivații statistice, deducții statistice, cam care este procentul de infectați din România. Dar asta are o valoare de cunoaștere, are o valoare de studiu mai degrabă, dar nu ne ajută deloc nici pentru a proteja medicii, nici pentru a identifica mai mulți bucureșteni care au coronavirus și a-i trata mai repede sau a-i vindeca. Deci, vedeți, noi suntem într-o situație de criză în acest moment. Ori în situații de criză trebuie să-ți folosești resursele și să le optimizezi. Cred, și nu doar eu, pentru că am vorbit cu foarte mulți epidemiologi, infecționiști și geneticieni în ultimile zile, încercând să înțelegem logica din spatele acestei măsuri, cred că aceste teste ar fi putut și ar putea fi folosite mult mai inteligent și într-un fel în care să fie mai util pentru medici și pentru pacienți decât prin această metodă de testare aleatorie a 10.000 de persoane. Mulțumesc mult pentru interviu. Cu plăcere.